Ian, bună dimineața! Să trăiți dimineața din nou, domnul Dani. Am fost mai devreme, am vorbit cu Moș Crăciun. Nu știu dacă sunt șanse să-l așteptăm diseară. Cred că l-așteptăm degeaba. În schimb, am venit la Târgul de Crăciun să și mănânc ceva. Să știi că nu am cerut eu. Doamna m-a chemat și mi-a oferit ceva. Cei drept, cred că a văzut că mi-este puțin poftă. Sălămâinile, bună dimineața, bine v-am găsit. Cu ce ne serviți aici, cu ce l-așteptăm pe Moș Crăciun și ce punem mâine pe masa de Crăciun? Bună dimineața, bine ați venit în primul rând. Deci îl așteptăm pe moșul în primul rând cu bucate alese, chiar dacă astăzi mai ținem post unii dintre noi, dar tot trebuie să gustăm mâncarea și deja nu mai este post. Pregătim pomana porcului pentru diseară, că porcul este la loc de cinste. Nu ne lipsește pastrama de berbecuți, tochitură, cârnați de porc, coaste, ciolan, fasole pentru cine mai ține post, murături. O grămadă de bunătăți, vă așteptăm cu ele. Haideți să venim puțin, că am văzut că aveți multe rețete astăzi aici. Aici, mamă, nici nu știu cu ce să încep, adică prea multă mâncare. Măcar dacă nu vine Moș Crăciun să avem ce ciuguli. Da. Aici avem tochitură de porc, conține carne de porc, cârnați, ciuperci, ciolane de porc, coaste, șorici. Cârnații sunt extraordinari, sunt cârnați de casă, ușor afumați, vă garantez că n-ați mâncat așa ceva. Fasole nu-i dăm lui Moș Crăciun ca să nu prindă viteză. Nu. Doamnă, vreau să vă întrerup puțin ce se întâmplă. De Crăciun cu toții trebuie să fii mai bun. Eu am declarat de mult că sunt stelist, dar dacă văd un dinamovist acum perioada Crăciunului, e frumos să trec să-l salut. Mă duc să-l salut pe un fost fotbalist, un dinamovist, sportiv de performanță și acum de Crăciun trebuie să fii mai bun. Dă mâna un stelist cu un dinamovist. Salut, Florentin, salut, Petre. Salut. Ce faci, cum ești? Sunt bine, sunt în vacanță, sunt cu prietenii, copilașul. Am venit puțin la Târgul de Crăciun să-i arătăm și lui ce datine avem, pentru că mi se pare normal să crească împreună cu noi frumos. Și, bineînțeles, ținând cont că sunt în vacanță, îmi fac de cap cu fel și fel de bunătăți. Mă deranjează că voi culorile le aveți mai apropiate de Moș Crăciun, alb-roșu, și atunci o să vină la voi prima dată moșul, cred că vine la voi, că aveți aceleași culori. Dar nici noi, roși, albași, nu ne lăsăm. Da, păi da, e normal să vină, ținând cont că are culorile alb-roșu, mi se pare un lucru normal să vină prima dată la noi și după aceea la voi. Voi mai spre final, așa. Auzi, îmi dai voie să-l întreb ceva? Da. Salut, Marian, îmi pare bine. Dă-mă la punerea. Cred că ții cu Dinamo, nu? Da. Vreau să-mi spui dacă tu anul ăsta ai cerut ceva în mod special lui Moș Crăciun, adică i-ai cerut ceva, ce ți-ai dorit tu de Moș Crăciun? Un Bugatti Veyron cu telecomandă și... Și basculantă cu telecomandă. Wow, aleu, nu știu ce să zic, dar o să ai de treaba anul ăsta, să știi. A zis cu telecomandă, e micuță, nu Bugatti Veyron. Mare, probabil că s-a limitat băiatul la vârsta lui și sper ca peste an să nu-mi ceară același lucru, că n-are rost. Îți mulțumesc din suflet, mulțumesc. Toate cele bune, la mulți ani și un stelist cu Dinamovist, nu știu ce să zic. Vă mai pregătiți de Liga Campionilor? Dar voi care steaua sunteți? Hai, lasă-mă, o zi frumoasă, Crăciun fericit. Doamnă, mulțumim din suflet și mi-au la revedere de aici. Mai am niște prieteni, salut. La final, salut, salut. Vreau să-mi spui tu cu ce l-aștepți pe Moș Crăciun. Ce să-l așteptăm? Cu carne la garniță, păstrămioară de oaie, pomana porcului, cârnăciori proaspeți gătiți acasă, ușor semi-afumați așa la lemn de măr. Bine, deci dacă nu vine Moș Crăciun să ne aducă ceva cadouri, măcar să avem ce pune pe masa de Crăciun. Mult succes, la mulți ani, să avem cu toții sărbători frumoase. Domnul Răzvan, domnul Dani, ce să zic? Îl așteptăm pe Moș Crăciun, dacă nu vine Moș Crăciun, forța steaua. O zi frumoasă, revedere, toate cele bune. Aoleu, m-a auzit Florentin. Îmi cer scuze, salut. Cer scuze, la revedere, toate cele bune. Oh, Marian, cum se întâlnesc cu un stelist și un dinamovist și... Ei nu vorbesc despre lucrurile bune, ei vorbesc despre necazurile lor, ați văzut? Zici că suntem într-un banc. Ăla, așa. Florentin, Bugatti Veyron. De unde știe la micul ce e un Bugatti Veyron? De unde știe? Netul ăsta, noroc că e cu telecom.